Partea bună este că astfel de momente de cumpănă pe care le traversăm cu toții par să unească oamenii și să-i facă mai solidari cu semenii lor. Un exemplu în acest sens vine de la un grup de taximetriști din Drobeta Turnu Severin, care s-a mobilizat pentru a ajuta cadrele medicale din Spitalul Județean. 5 tineri care lucrează pe mașina de taxi s-au gândit să ofere curse gratuite asistentelor și medicilor care vin sau pleacă de la muncă și care în aceste zile sunt în prima linie în lupta cu pandemia de coronavirus. Un grup de taximetriști din Drobeta Turnu Severin s-au gândit să le fie de ajutor cadrelor medicale din oraș. Așa se face că tinerii le-au pus la dispoziție mașina de serviciu pentru a-i transporta atât de la spital acasă, cât și invers. Cel care a venit cu ideea este Cătălin, care spune că a văzut câte fac medicii pentru noi în această perioadă și vrea să-i ajute și el cum poate. Lucrează la o firmă de taxi, așa că s-a gândit să-i transporte gratuit de la serviciu acasă pe medici și pe asistente. Ieri, stând în stația de taxi, eram pe o rețea de socializare, mă uitam situația care este în țară și am zis că aș vrea să ajut atât cât pot cu mașina să luăm medicii de la serviciu acasă și acasă la serviciu fără a lua banii, gratuit, în baza legitimației de serviciu, să ne arate legitimația de serviciu când intră mașină, și am zis să fim cât mai solidari în această perioadă atât de dificilă. Câți faceți lucrul acesta? Păi, prima dată, eu sunt inițiatorul acestei campanii, s-au alăturat alături de mine încă 4 colegi, ca să zic, indicativele de la taxi rapid și Y5, 9, 155, 133, 143,2 și sper ca pe această cale, ca toți colegii noștri, nu neapărat de la firmă și de la firmele concurente, să alături de noi. Gestul taximetriștilor a fost apreciat de primii clienți, cadrele medicale care au ieșit din tură în această dimineață și care nu au mai plătit banii la taxi. Sigur că cel mai important ajutor pe care putem să-l acordăm medicilor și celor care sunt în prima linie în lupta cu acest coronavirus este să rămânem cât mai mult timp în casă, pentru a evita răspândirea lui. Dacă mă gândesc epidemiologic, taximetriștii ca și noi sunt expuși, sunt în prima linie a riscului de infestare. Ca gest de solidaritate umană îl privesc și sunt impresionat de acest lucru, dar ca eficiență vis-a-vis de sănătate sunt rezervat. Practic, în această perioadă, cadrele medicale ar trebui să se deplaseze cu mașina personală și inclusiv noi toți ar trebui să ne deplasăm cu mașina personală și ar trebui să evităm să apelăm la mijloace de transport comune, publice, pentru că există un mare risc de infestare, vorbesc în cazul în care în județul ăsta ar apărea cazuri. Deocamdată riscul ăsta e minim, pentru că nu sunt. Semn că momentele grele ne fac să fim solidari au venit și din țară, unde mai multe companii sau oameni de afaceri au donat sume importante de bani pentru achiziția de echipamente sau aparatură medicală.